ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citere. Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cele ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile vostre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunecă fețele lor ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că și au răsplata lor. Iar tu când postești, unge-ți capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede cele ascunse îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comorii pe pământ, unde molile și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci vă adunați comorii în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică și unde furii nu le săpă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, și inima voastră. Pace ție celui ce ai bine vestit.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cei ce sunt după trup, cugetă cele ale trupului. Iar cei ce sunt după Duh, cele ale Duhului. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 5. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, mâine începem postul mare. De aceea cuvântul meu de învățătură de astăzi l-am intitulat Trup și Duh. Pentru că noi nu postim fără sens. Postirea noastră are o țintă precisă. Și ca să înțelegem foarte bine această țintă, vom face o mică incursiune în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om. Citim în Cartea Facerii că atunci, la început, toate erau foarte bune. Omul era o ființă completă. Funcțiunile lui erau desăvârșite și erau multe. Dintre ele ne oprim la două, tocmai pentru a sublinia de ce postim noi. În rai, funcțiunile omului erau perfecte. Am zis că ne oprim la două dintre ele, funcțiunea nutritivă și funcțiunea procreativă. Omul mânca să trăiască și intra în comuniune trupească pentru ca neamul omenesc să se mulțească pe pământ. Din nefericire, după cădere, lucrurile s-au dat peste cap. Omul nu mai mănâncă ca să trăiască, ci trăiește ca să mănânce. Iar comuniunea trupească nu este pentru înmulțirea neamului omenesc, pentru copii, ci pentru plăcere. Datorită voii lui libere, omul a ajuns în această situație, pentru că o singură poruncă îi dăduse Dumnezeu, pe care n-a dorit să o respecte. Nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Și Dumnezeu, constatând că s-a prăbușit, că omul nu mai este foarte bun așa cum l-a creat El, a luat o hotărâre pe care o găsim scrisă în Cartea Facerii, în capitolul 3, versetul 24. Izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma grădinii celei din Eden și a pus heruvimi și sabie de flacără vâlvăitoare să păzească drumul către pomul vieții. Până atunci, omul avea acces la pomul vieții doar din pomul cunoștinței binelui și răului. Îi interzisese Dumnezeu să nu mănânce, pentru că încă nu era maturizat. S-a prăbușit, l-a dat Dumnezeu afară din rai. De aceea și duminica aceasta, când începem postul mare, se numește așa, Duminica Izgonirii lui Adam din rai. Și dacă cele două funcțiuni au fost pervertite, noi nădăjduim ca armonia inițială, când toate funcționau perfect, să o refacem. Și armonia inițială o refacem prin Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a întrupat
pentru noi și pentru a noastră mântuire, s-a jertfit pentru noi ca să ne restaureze pe noi. Și Sfântul Pavel, în epistola din care am citat, în epistola către Romani, în capitolul 8, ne și spune că Domnul Hristos restaurează armonia de la început. Bun înțeles, dacă și noi vrem. Și iată ce zice Sfântul Pavel. Drept aceea, nicio sândă nu este asupra celor ce sunt în Iisus Hristos. Căci legea Duhului vieții în Hristos m-a liberat de legea păcatului și a morții. Pentru că ceea ce era cu neputință legii fiind slabă, a săvârșit Dumnezeu trimițând pe Fiul Său într-o asemănare a trupului păcatului și pentru păcat a osândit păcatul în trup. Pentru ca îndreptarea din lege să se împlinească noi, care nu umblăm după trup, ci după Duh. Că cei ce sunt în trup cugetă cele ale trupului, dar cei ce sunt în Duh, cele ale Duhului. Căci dorința cărnii este moarte, dar dorința Duhului este viață și pace. Fiindcă dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune legii lui Dumnezeu, că nici nu poate, iar cei ce sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. Însă noi, în postul mare, încercăm ca poftele cărnii să le înfrângem, să le biruim cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, mijloacele pe care Sfânta Biserică ni le pune la îndemână în această perioadă, când am vrea să restabilim armonia de la început, atunci când sufletul era stăpân și trupul slugă, prin prăbușirea funcțiunilor, devenind trupul stăpân și sufletul slugă, dorim să restabilim această armonie, avem la îndemână mijloacele pe care ni le pune Sfânta Biserică în perioada postului mare. Și mijlocul cel mai la îndemână pentru noi, pentru toți, este rugăciunea. În postul mare înmulțim rugăciunea. Celebrările liturgice sunt mai multe, venim la biserică mai des, ne rugăm mai mult. Al doilea mijloc pe care îl avem la îndemână pentru a restabili armonia de la început este postul. De aceea pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi făcea vorbire despre post. Postul pentru noi este o șansă, nu este o povară. Creștinul bun nu se întristează atunci când vine postul, ci se bucură. De aceea și Mântuitorul ne învață în Evanghelia care s-a citit în Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 16. Când postiți, nu fiți triși ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat grezi vouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești și tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede cele ascunse, îți va răsplăti ție. Deci rugăciunea și postul sunt două mijloace importante cu ajutorul cărora încercăm să restabilim armonia de la început între funcțiunile trupului. Ca din nou sufletul să devină domn și stăpân și trupul să asculte. Sfântul Marcu Ascetu zice că toată lumea are nevoie de post. De obicei postesc cei bătrâni. Dar Sfântul Marcu zice că mai ales cei tineri au nevoie de post. Iată ce spune el. Mai ales tinerilor este necesar postul. Trupul tânăr, îngrășat cu felurite mâncări,
și băuturi. E ca un porc gata de înjunghiere. Sufletul lui e junghiat. De fapt, de aprinderea plăcerilor trupești, iar mintea e robită de fierberea poftelor rele, neputând să se împotrivească plăcerilor trupului. Căci îngrămădirea sângelui pricinuiește împrăștierea Duhului, mai ales băutura de vin, să nu nici miroase tinerețea, ca nu cumva prin focul îndoit, născut din lucrarea patimii din lăuntru și băutura de vin, să-i se înferbinte peste măsură dorul de plăcere al trupului. Așadar, postul pe care Sfânta Biserică ne-l pune la îndemână este o șansă de a restabili echilibru de la început. Și apoi, un alt mijloc de a restabili acest echilibru acum în perioada postului este lectura duhovnicească. Citim cărți ziditoare de suflet, dar mai ales citim din Sfânta Scriptură măcar un capitol pe zi. Și apoi, un alt mijloc de restabilire a echilibrului este taina spovedaniei. Ne spovedim ori de câte ori ne simțim sufletul greu, dar în mod special ne spovedim în postul mare. Și uzând de aceste mijloace, de rugăciune, de post, de participare la sfintele slujbe, de spovedanie, de lectură, nădăjduim că refacem armonia de la început, atunci când toate funcțiunile noastre erau perfecte. Și lucrul acesta l-au experimentat părinții de dinaintea noastră, oamenii evlavioși și sfinții, că efectiv, cu ajutorul Domnului Hristos și folosindu-ne de aceste mijloace, restabilim echilibrul de la început. Sufletul devine din nou domn și trupul slugă. Așa că noi nu postim fără sens, nici nu vrem să îi împovărăm pe oameni cu o sarcină pe care o pot duce greu, ci postul nostru are o noimă, are un sens. Postul nostru dorește să refacă armonia dintre suflet și trup, să ne apropie de Dumnezeu. Și atunci, pe bună dreptate, în ziua învierii, vom putea cânta referitor la faptul că ne-am nevoit, împreună cu Hristos ne-am răstignit, vom putea cânta lucrul următor. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine. Însuți mă preamărește, Mântuitorule, întru împărăția ta. Amin.